Rămânem la capitolul 40 din Isaia. Am avut o foarte frumoasă părtășie la rugăciune, ați învățat foarte multe lucruri la școala duminicală. Ceea ce vi se cere acum de la mine este să fac o trecere spre probleme de inimă. Pentru că ceea ce urmează este o problemă de inimă. Valer a spus că trebuie să avem un high view of God. Trebuie să avem o perspectivă înaltă asupra lui Dumnezeu. Un înțelept spunea, spune-mi ce Dumnezeu ai ca să-ți spun cine ești. Au fost oameni care au avut ca zei scarabeu. Scarabeu este un gândac mic. Cananiții din Israelul cel vechi îl aveau pe Baal Zebub, zeul muștelor. Spune-mi ce Dumnezeu ai ca să-ți spun cine ești. Grecii aveau pe Afrodita, Diana, zeițele a frumuseții și a sexului. Spune-mi ce Dumnezeu ai ca să spun cine ești. Grecii au mai avut un Dumnezeu foarte interesant, specialist în vinuri, s-a numit Bacchus, zeul petrecerilor. Mulți l-au și astăzi. Spune-mi ce Dumnezeu ai ca să spun cine ești. Cine este Dumnezeul tău? Iată doar câteva cuvinte înțelepte dintr-o lucrare mare despre Isaia. Isaia este socotit pe drept cuvânt evanghelistul Vechiului Testament. Ceea ce este Shakespeare pentru artele fără Dumnezeu, pentru literatura laică, este Isaia pentru literatura biblică. Nimeni, niciun autor, nici măcar Solomon, nu a scris mai frumos ca el. A scris despre lucruri frumoase. Le-a așezat frumos în cartea lui. Cartea se împarte nu neapărat simetric, ci într-o numerologie de aceasta providențială, 39 și apoi 40 la 66. 39 cărți are Vechiul Testament și primele 39 de cărți, de capitole din Isaia, așa cum le-au împărțit cei care le-au împărțit. Mesajul este Cartea Mustrărilor. Cartea Mustrărilor. De la 40 până la 66, rabinii o numesc Cartea sau Manualul Mângâierilor. Care vă place mai mult? Mustrarea sau mângâierea? Isaia a fost un om care ne dă foarte multe versete pentru un viitor luminos, un Dumnezeu mare. Deși el în viața lui a avut parte de multe, foarte multe necazuri. Capitolul 40, pentru că este începutul părții acestea, Manualul Mângâierilor, ne spune Dumnezeu este mai mare decât circumstanțele tale. Mai mare decât circumstanțele tale. Așa începe Noul Testament în Isaia. Dumnezeu este mai mare decât circumstanțele tale. De la capitolul 41 începe o altă secțiune care ține multe capitole. Dumnezeu este mai mare decât toate spaimele tale. Dumnezeu este mai mare decât toate spaimele tale. Și se termină în Apocalipsa lui Isaia, despre vremurile mesianice ale împărăției și vremea triumfătoare a finalului, cum prezenta Valer când va veni împărăția. Și partea aceea o numesc rabinii, Dumnezeu este mai mare decât toate visele tale. Frumoase capitole, Dumnezeu este mai mare decât toate circumstanțele tale. Dumnezeu este mai mare decât toate spaimele tale și Dumnezeu este mai mare decât toate visele tale. Putem să spunem un amin? Cartea aceasta, de la 40 la 66, este destinată celor care sunt în robie. Până la 39, omul acesta a fost folosit de Dumnezeu ca să nu ajungă poporul în pedeapsă. Nu l-au ascultat. Și atunci de la capitolul 40, Dumnezeu vorbește prin Isaia celor care sunt în robie.
Și le spune, Dumnezeu este mai mare decât circumstanțele tale, Dumnezeu este mai mare decât toate spaimele tale și Dumnezeu este mai mare decât toate visele tale frumoase. Se schimbă tonul. Începem Noul Testament. Vechiul Testament a fost mustrare, 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 s-a terminat în pedeapsă. Noul Testament începe în mai mare decât circumstanțele tale, mai mare decât spaimele tale, mai mare decât toate visele tale. Acestea toate rostite de un om care, revenind la circumstanțe, a avut o chemare unică. În Isaia, capitolul 6, Dumnezeu îi dă mesajul, cine va merge pentru noi, el zice, eu mă duc, Doamne, și Dumnezeu spune, te trimit la un popor la care o să-i astup ochii, urechile, ca să n-audă, să nu înțeleagă și să nu creadă. Și Isaia spune, job description înseamnă că nu o să am succes cât primul an, prima lună, primii 10 ani, dar până o să am succes, o să am convertiți, o să mă asculte oameni. Zice, nu, nu, Isaia, nu, nu, nu. O să fii profetul care nu are niciun singur convertit. Are foarte mulți convertiți în Noul Testament, dar în Israel n-a avut. Și deși cartea lui e așa de frumoasă și viața a fost foarte grea, foarte grea, foarte grea, foarte urâtă, și tradiția și istoria ne spune că a terminat Isaia tăiat în două cu fierăstrăul. Iată un om care trebuia să-și predice în primul rând lui, pentru că viața lui n-a fost prea frumoasă. Anticipând parcă toate suferințele și dezamăgirile celor care vor fi în Egipt, în Babilon, Isaia spune, acestea sunt mângâierile lui Dumnezeu, că Dumnezeu e mai mare decât circumstanțele noastre, că Dumnezeu este mai mare decât toate spaimele noastre și Dumnezeu este mai mare decât toate visele noastre. Așa e Dumnezeul nostru. Și gemând, strigă și târându-se, spune, alergați, și zdrobit sub povara aceasta a opiniei publice care este împotriva lui, de la împărat până la ultimul om, spune, clădiți cu Dumnezeu, rămâneți lângă Dumnezeu. Și îl batjocore, și îl scuipă, și îl dau la o parte. Acesta este Isaia. Capitolul de astăzi se împarte foarte frumos în trei părți. Dă-mi, te rog, slide-ul numărul 1. Isaia este omul care trebuie să vorbească și de acum încolo trebuie să mângâie. Și un om care el însuși este într-o poziție ca a lui. Cum să vorbești de bucurie prin unul care nu e bucuros? Și are această frumoasă parte de la 1 la 11 pe care noi n-am citit. Este unul dintre marii predicatori ai Vechiului Testament, care în versetul 6 spune, când îi se spune, strigă! Și se zice, ce să strig? Doamne, n-am nicio predică. Doamne, n-am niciun subiect. Doamne, n-am nicio idee. N-am nimic. Ce să strig? Și Dumnezeu îi dă acestui predicat subiectul. Binecuvântați sunt oamenii care privesc mesajul de la Dumnezeu. Amin? Să este un astfel de om. Strigă! Ce să strig? Ce să strig, Doamne? Și prin Isaia, Dumnezeu vorbește înainte de robie, cam cu 100 de ani. Dar pentru cei din robie, el devine glasul, strigătul, mesagerul, strigarea numărul 1, strigarea numărul 2, strigarea numărul 3. Prima este o strigare a mângâierii, pe urmă este o strigare a încrederii și pe urmă este o strigare a biruinței care va veni. Oh, Isaia este superb, dar drama lui este mesajul în sine. Este un om care n-a avut parte de asta. E purtătorul unui mesaj pentru niște necăjiți, el însuși un om necăjit. Dar are o foarte mare perspectivă despre Dumnezeu. Și spune, Dumnezeu este mai mare decât circumstanțele vieții mele. Poți să spui același lucru? Și vrea să învețe pe evrei să spună, Dumnezeu este mai mare decât circumstanțele vieții tale. Simt că mai ia predica, dar nu trebuie să predic, dar tot o să vă spun ceva. Știu pe cineva a cărui viața a fost schimbată de un predicator cu un singur sfat.
În timpul unei predici rostite de Lanvon, predicatorul acesta a zis: ați auzit de timp de meditație cu Biblia, ați auzit de quiet time, ați auzit că trebuie o jumătate de oră, 45 de minute, o oră, să puneți deoparte, un loc deoparte pentru Dumnezeu. Uitați-vă la mine, majoritatea dintre dumneavoastră ați auzit, dar habar n-aveți ce înseamnă asta. Sunteți așa de copleșiți cu viața aceasta că vreau să vă dau un sfat pe care îl trăiesc și eu pentru că mi l-a dat altcineva. Dacă vreți să se schimbe viața dumneavoastră începând cu ziua de mâine, când vă treziți mâine din pat, nu săriți din pat, alunecați din pat direct în genunchi și rugați-vă lui Dumnezeu. Nu o să aveți o jumătate de oră, nu o să aveți 45 de minute, dar să nu începi ziua fără să te rogi lui Dumnezeu. Așa că atunci când deschizi ochii, și el chiar așa a spus, e prietenul meu și nu se supără că spun cuvintele lui, alunecați din pat direct în genunchi și rugați-vă. La câțiva ani după aceasta, altă persoană din biserica aceea mi-a zis: fratele Nelu Brisc mi-a schimbat viața. Și am zis: cum așa? Ce predic? A zis: m-a învățat dimineața să alunec din pat și să nu încep ziua fără să mă rog lui Dumnezeu. Și ce am descoperit, Daniele, este că dacă te rogi prima dată când deschizi ochii lui Dumnezeu, ești cu Dumnezeu apoi toată ziua. Și am trăit ca un păgân. Mă rugam soara la culcare, mă rugam la masă, quiet time n-aveam. Dar farmecul acelei prime rugăciuni de dimineață cu Dumnezeu, să mă umplu de ceea ce este Dumnezeu, să mă gândesc la Dumnezeu, să stau de vorbă cu Dumnezeu, mi-a schimbat toată viața, pentru că fiecare zi a fost apoi altfel. Dumnezeu este mai mare decât circumstanțele tale. Dăm slide-ul numărul 2, le-am pus acolo pentru că n-am traducător. Și soțul Andreea, până când învață limba română, drăguțul de el, poate mai facem traducere măcar la căști. Ia? That's good. Uitați-vă ce frumos scrie acolo. God is greater than every burden you bear and every challenge you face. Babylon was but a drop in the bucket of God. The world's false gods can do nothing to hinder the working of your great God. So trust him to see you through. Și aș vrea să închei cu acest slide următor pentru cine vrea să citească în limba engleză. Ați auzit-o de multe ori, dar vă mai spun o dată. Poate sunt și eu un nelubris pentru unii dintre dumneavoastră să se schimbe ceva în viața dumneavoastră. Dumnezeu este mai mare decât toate circumstanțele tale. Dumnezeu este mai mare decât toate spaimele tale. Dumnezeu este mai mare decât toate visele tale. Dumnezeu este mai mare decât toate circumstanțele tale. Și ați auzit-o și vă spun încă o dată. Dacă te uiți la Dumnezeu prin circumstanțele tale, sănătate, cu tare. Îl vei vedea foarte departe și nici n-ai timp să stai de vorbă cu el pentru că te copleșesc circumstanțele. Dar dacă te uiți la circumstanțele tale prin Dumnezeu, atunci circumstanțele tale dintr-o dată vor deveni incredibil de mici. Și aceasta este capitolul 40 din Isaia, din care ne-am înfruntat astăzi. Dă și următorul slide și cu aceasta încheiem. Isaia începe cu 40 să lanseze această temă a lui Dumnezeu care vine. E Noul Testament, trebuie să vină, nu? E Noul Testament. Isaia este deja Matei, Marcu, Luca, Ioan aici. Și lansează tema aceasta a slujitorului lui Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu este un cuvânt generic, spune acest comentator. În capitolele acestea, slujitorul lui Dumnezeu poate să fie poporul Israel, omul sau poporul, instrumentul prin care lucrează Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu poate să fie cirpersanul. Și avem 40 și capitolele acelea în care spune: eu chem pe cir, pe nume îl chem.
este slujitorul meu, este robul meu, tradus de ai noștri în robul, nu slujitorul, robul. Și apoi a treia și cea mai bună pentru noi astăzi, acest rob al Domnului devine în cântările robului lui Dumnezeu, după ce este Israelul, din ce în ce mai mult devine Iisus Hristos, cel care a venit să sufere și să moară pentru noi. Uită-te la Dumnezeu astăzi. E mai mare decât circumstanțele tale. Mult mai mare. Mult, mult mai mare. Uită-te la Dumnezeu atârnat pe un lemn. Isaia, din mijlocul necazurilor lui, izbucnește în adevărate erupții de lumină, de optimism, de bucurie. Totuși, întunericul nu va... Isaia, de sub povara unui predicator care n-a avut niciun singur convertit, a avut o biserică de zero membri, îi scrie cartea aceasta extraordinară. Pentru că Dumnezeul lui este mai mare decât circumstanțele vieții lui. Dumnezeul lui este mai mare decât toate temerile lui. Și Dumnezeu este mai mare decât toate visele lui. A avut dreptate Isaia? Anul de grație 2024, Los Angeles, Biserica Betel, oamenii vorbesc despre Isaia și despre Dumnezeul lui Isaia. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amen. Și binecuvântat să fie Dumnezeul acesta că s-a ținut de cuvânt și tot ce a vestit prin Isaia a înfăptuit pentru eliberarea și mântuirea noastră veșnică. Amin? Amin. Amin.